E vreme de aia, specifică Bacovia. Nu plouă, ninge, dar pe acolo. Și acum, pentru că... Hai să vedem. Ne aruncăm să traversăm. Mașina a devenit casa unui șoricel. Context. Eu în mașină am... Mașina asta, de fapt, e pregătită, să spunem, pentru o mini-apocalipsă. Cel puțin o trusă de supraviețuire serioasă este. Așa că, într-unul dintre sertare, am scule, pentru că Toyota nu se strică niciodată. Iar în celălalt sertar am echipamente de camping, dar printre echipamentele alea de camping am aveam, nu mai am deloc mâncare, dar ăsta e contextul în care povestesc. Avem o pungă de orez, o pungă de mălai, niște supe instant, tot felul de condimente, condimentele mai sunt. Și un șoricel și-a făcut casă, pentru că asta se întâmplă iarna. De fapt, asta se întâmplă toamna, când se face frig, toate vietățile își caută un adăpost pentru a supraviețui iar. Așa că unul dintre șoricei s-a gândit că un adăpost foarte bun ar fi Toyota, care într-adevăr e confortabil. A decis că cel mai bun loc în care să-și facă culcuș este evident sertarul cu mâncare. Nu i-a convenit că mâncarea era depozitată într-o anumită cutie, cutie care din neglijența mea nu mai avea capac. Așa că a putut intra și tot orezul l-a mutat în capătul din fața cutiei. Nu știu cât poate să care, dar oricum a cărat tot, că nu știam ce e acolo, am crezut că e rumeguș inițial, dar am văzut că nu i-a mâncat deloc din cutie. Da, așa că acum am venit să-mi iau hainele de iarnă din mașină și nu prea mai văd nimic, adică îmi ninge în ochi, nu e adevărat. Și să văd pe zi ce e aici, pentru că când am descoperit musafirul care nu plătea chirie, era noapte și nu prea am stat. L-am evacuat, ce să facem, trebuie să-și caute altă casă, sau cel puțin sper să ar putea să fie băgat înapoi. Da, acum vreau să văd ce e pe aici, practic. Ăsta e sertarul cu scule, ăla e sertarul cu mâncare. Nu mai e sertarul cu mâncare pentru că am aruncat o ceră acolo. Aici se vede cum șoricelul a încercat să intre în rucsac. Bine, pe alocuri a reușit el după aia la un moment dat. Se că vine cu mâncare. A, superb! Nu că n-am mâncat mult. Asta era un prosop foarte bun. Foarte murdar, de altfel, dar foarte bun. Cam asta pățește. Dacă intră, dacă își face un șoricel culcuș, cam asta pățești. Paste. Opa, pastele încă mai sunt, dar mă rog, nu știu dacă s-a băgat sau nu. Dar aparent șoarecii nu mănâncă paste.